ziua, spuneți dacă pot începe. Stimați cetățeni, astăzi în cadrul Comisiei Parlamentare Ordine Publică, Apărare, a avut loc audierea instituțiilor de drept, în primul rând a Serviciilor de Informație și Securitate, a Centrului Național Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne, dar și părerea Comisiei Electorale Centrale despre modalitatea cum s-au desfășurat alegerile din data de 20 octombrie, dar și alegerile din turul 2. În spațiu public au fost prezentate mai multe acțiuni acestor instituții despre modalitatea cum s-a încercat fraudarea alegerilor propriu-zis. Astăzi voi face câteva concluzii acestor audieri, doar acelor informații care pot fi spuse în spațiu public și, desigur, ce acțiuni urmează să se întreprindă în viitorul apropiat. Ceea ce vreau să vă duc la cunoștință dumneavoastră, deci este că acțiunile de fraudare a alegerilor a fost prin ingerința sau prin ingerința unui stat, vorbim de Federația Rusă, care a întreprins mai multe acțiuni de răsturnare sau de manipulare a alegerilor electorale propriu-zis. Schema sau de fraudare sau fenomenul de cumpărare masivă al votului a fost încă depistat în alegerile din Utah-Găgăuzia, doar că procesul de cumpărare a votului în alegerile din Utah-Găgăuzia au fost făcute prin cumpărarea directă, în comparație cu noi scheme de fraudare care au fost făcute în alegerile din 20 octombrie și 3 noiembrie în turul 2, fapt care a impus serviciilor noastre să acționeze altfel și totodată să scoată în evidență și lacunile legislative care vor trebui înlăturate în viitorul, deci apropiat, pentru a putea contracara fenomenul de cumpărare a votului propriu-zis. Ceea ce putem spune cu certitudine că, în mare parte, procesul de fraudare a alegerilor a fost făcut prin intermediul câtorva organizații non-guvernamentale care au fost folosite ca paravan pentru a putea frauda alegerile și prin intermediul acestor organizații a avut loc și cumpărarea nemijlocită a votului și vorbim despre una din aceste organizații, precum este Evrazia, care la rândul său a întreprins mai multe acțiuni care și-au pus ca obiectiv fraudarea alegerilor propriu-zise. Sunt persoane care sunt afiliate grupului Șor, nemijlocit, și cu certitudine eu nu o să dau, doar, am să dau doar câteva nume, nu o să spun toate numele. Este vorba nemijlocit de Șor, nemijlocit de fosta sa contabilă, Nele Porotenco, care este fosta contabilă a partidului Șor, nemijlocit, care a coordonat acest proces. Prin intermediul acestei organizații au avut loc instruirea și unor grupuri de tineri. Acești tineri au fost instruiți de către politehnologi atât din Federația Rusă, în Kazahstan, Uzbekistan, inclusiv și mult precunoscutul personaj Dugin. Totodată, vorbim despre 115 tineri care au fost instruiți la un poligon din apropierea, deci, Moscovii, cu tehnici de organizare care aveau ca obiectiv destabilizarea în masă în timpul protestului sau protestul care urmau să-l organizeze, precum o parte din acești tineri, un grup mai restrâns, mai îngust, au fost instruiți în Bosnia, aceste informații fiind prezentate în spațiu public anterior. De asemenea, a mai fost creat la Moscova un așa numit centru cultural moldovenesc, care prin intermediul căruia a fost strâns datele despre cetățenii noștri care lucrează sau locuiesc în Federația Rusă, având ca obiectiv nemijlocit crearea unei baze de date și implicarea acestei organizații în fraudarea alegerilor.
De asemenea, ceea ce mai avem este că un component nou în procesul de fraudare a fost și implicarea clericilor. Adevărat, din cei 500 care au fost abordați, nu toți au acceptat, o parte din ei au acceptat, dar o mare majoritate au refuzat să conlucreze, chiar dacă în prima fază au mers deci la Moscova. Totodată, dacă vorbim despre Centrul Național Anticorupție, deci au fost pornite mai multe cauze penale, privind fraudarea electorală, au fost efectuate peste 500 de percheziții și au fost sechestrate o sumă de aproape 57 de milioane de lei. Au fost audiate peste 476 de persoane. Sunt în examinare încă 2734 de materiale din cele 3750 ceva. Și acest proces încă continuă mai departe. Lista persoanelor care sunt confirmate că au avut fie descărcată o aplicație, am spus că în aceste alegeri, în comparație cu alte alegeri, fraudarea alegerilor au fost făcută prin tehnici noi. Una din aceste tehnici fiind prin aplicație APSB Bank, care, prin intermediul căruia deci erau transferat banii pentru a fi cumpărat deci votul. Adevărul este că instituțiilor le-a trebuit timp ca să poată contracara acest fenomen sau să ducă o evidență. În acest sens este necesar ca noi să modificăm legislația de a da mai multe pârghii instituțiilor să poată contracara fenomenul de cumpărare a voturilor prin aplicații electronice. Din cei ce are astăzi autorități, ce au astăzi autoritățile este că sunt peste 140.000 de persoane confirmate care ar fi implicate în procesul de fraudare sau care le s-a cumpărat votul, dar aceasta nu este cifra finală, deoarece este mai greu de putea aduce evidență a celor care au un număr de telefon care nu este înregistrat pe teritoriul Republicii Moldova sau au fost operat în afara teritoriului Republicii Moldova. Cu toate că autoritățile au conlucrat și cu alte state unde confirmă despre acest fenomen de corupere electorală, deci propriu-zis. Totodată, cei ce au mai fost depistat de către instituții au fost un fenomen de donații fictive făcute unui agent, de către un agent economic unui candidat, deci electoral. Apare o nouă lacună legislativă prin care, pentru a putea mușamaliza finanțarea ilegală, au fost făcute donații fictive a materialelor promoționale în această campanie. Iar acest lucru va trebui schimbat în legislație pentru a combate acest fenomen. Totodată, un alt fenomen care a fost depistat în această campanie este că au fost corupții unii operatori electorali. La unii operatori electorali au fost depistat în telefoane descărcat aplicația de PSB Bank, care prin intermediul căruia au fost corupți nemijlocit aceste persoane. Unii din ei au fost scoși în turul 2, au fost schimbați, mai bine zis, în turul 2 cu alte persoane în comisie, dar oricum avem un fenomen și vedem cum s-a organizat propriu-zis fraudarea alegerilor din Republica Moldova. Cei ce putem spune acum, în cadrul Comisiei Juridice vor avea loc și, sau pe platforma Comisiei Juridice vor avea loc în săptămâna viitoare unele audieri și altor instituții care sunt sub ordinea Comisiei Juridice, iar săptămâna viitoare recomandarea pe care am făcut-o comisia pe care o conduc către instituții este să prezinte modificări legislative pe care noi trebuie să le facem într-un viitor foarte apropiat până la sfârșitul acestei sesiuni parlamentare. Și doi, am recomandat ca
instituțiile care au fost astăzi audiate în cadrul comisiei, dar și cele care vor fi audiate din cadrul comisiei juridice, să fie audiate și în cadrul ședinței parlamentare pentru o dezbatere publică mai largă, ca cetățenii să cunoască foarte clar cum au fost fraudate alegerile și cum au acționat instituțiile și, cel mai important, cum prevenim acest fenomen pentru viitoarele alegeri care vor avea loc la anul viitor. Dacă sunt întrebări, cu mare drag vă răspund la ele. Camelia Ciornocan, TV8, să ne spuneți dacă acest raport pe care tocmai l-am auzit este făcut în paralel cu ceea ce cercetează poliția și dacă este doar pentru uz intern sau veți transmite mai departe informația procurorilor și oamenilor legii. Ceea ce v-am prezentat dumneavoastră este raportul fiecărei instituții separat, nu este raportul comisiei. Deci comisia a audiat atât Centrul Național Anticorupție, Serviciul Informației și Securitate, Inspectoratul General de Poliție, Comisia Electorală Centrală a prezentat un raport precum și Procuratura Generală. Acum, doleanța noastră a fost să vedem care sunt sau cu ce s-au confruntat instituțiile, dar și există mai multe deci, probleme. Am spus că ei aplică tehnici noi prin care corup electoratul și este nevoie de modificat legislația. Și doi, da, noi am solicitat ca aceste audieri să aibă loc pe o scară deci mai largă în cadrul unei ședințe a Parlamentului Republicii Moldova. Deci nu va fi de uz intern. Sunt date care nu pot fi făcute publice, sunt date din dosare și atunci nimeni nu are acces, inclusiv și deputații nu au acces la aceste informații, dar informațiile de uz public vor fi prezentate într-o ședință a Parlamentului, sperăm săptămâna viitoare. Eu vă mulțumesc, vă doresc o zi bună!